Acum o să prezentăm un caz cu mai puțin lipoaspirație, cu mai mult skin tight, fiindcă nu este pretabil numai pentru cazuri unde este foarte multă grăsime sau persoana e supraponderală. Lipoaspirație cu laser este și o chestie de finețe. Uneori sunt persoane, mamele care au născut, rămân cu multă piele, puțină grăsimică, când se apleacă se vede grăsime, nu mai sunt mulțumite de corpul lor, chiar dacă nouă ni se pare că au corp perfect, dar lor, ele nu sunt fericite cu corpul lor. Și atunci se poate lucra să faci mai mult skin tight și mai puțină lipoliză, ca să scoți și un pic de grăsime ce au, dar mai mult să-i dai corpul la fermitatea de corp ce au dorit ele. Asta este doamna preoperator, se vede că nu are cine știe ce grăsime. Eu aș fi foarte mulțumită cu corpul ei, dar doamna nu este mulțumită. Ei se pare că tot timpul ies prin haine zonele astea, care foarte multă piele, că ea atârnă piele, a venit să ceară abdominoplastie. Nu era cazul de abdominoplastie, nici măcar inferioară. Și atunci am făcut lipoaspirație cu laser, asta e rezultat peste 6 luni de zile. Cum observați, pielea este foarte strânsă și nu mai are zona asta de laxitate pe care o deranja. Vroia doar abdomenul inferior. Am făcut doar strict abdomenul inferior. Haideți să arătăm și o poză din față. Deci zona asta de laxitate pe care o deranja, acum nu mai are, este foarte strânsă piele și doamna este foarte mulțumită.